Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Obișnuiesc să glumesc spunând că primii 25 de ani alături de copii sunt mai grei, după care lucrurile practic sunt floare la ureche. Mă rog, asta până când apar nepoții, fiindcă, ideal vorbind, avem un respiro destul de scurt între copii și nepoți. Dar oare atunci când ne raportăm la nepoții noștri o facem diferit? Rămâne să văd și eu. Până una alta am invitat-o pe Simona Pătrașcu. Ce credeți? Mama, așa, este astăzi alături de noi. Practic, nici nu i-am dat de ales, știu unde stă, așa că n-a avut încotro. Nici nu știu dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, că o să dea foarte multe din casă și o să povestească de mine de la începuturi și până astăzi. Îi mulțumesc foarte mult că a răspuns prezent invitației. Știu că are foarte multe emoții, așa că să fiți înțelegători și drăguți cu ea. A dat circa 70 de acatiste înainte de filmare să iasă totul bine, o singură dublă. Mama nu face asta de obicei, dar vă las mai bine să o descoperiți pe ea, ce face ea și dintotdeauna și până în prezent, și cum este ea, cum ne-a crescut ea, din interviul care urmează. Deci, bună! Așa, gata! Asta bun. Chiar se întâmplă, filmarea! Da, da. Bună, draga mea! Bine v-am găsit pe toți și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor tale. Nu e nicio presiune pe umerii tăi. Vreau să vorbești ca și cum am fi noi două în sufragerie. Mă rog, astăzi suntem la un restaurant, o să luăm și prânzul împreună. Uite, ne-am acordat un pic de timp și pentru o limonadă, pentru că copiii, ce credeți, sunt la grădiniță! Așa. Da. Mă bucur foarte mult că ai acceptat și știu că nu faci asta în general. Și că n-ai practic niciun fel de legătură cu domeniul artistic. De vreo câteva ori te-am mai șantajat și mai însoțit la câteva filmări. Mi-aduc aminte, poate am și gătit la un moment dat împreună. Da, asta nu înseamnă că mi-e comod. Da, înțeles, dar se putea mai rău, vreau să zic. Da. Așa. Ok, ca să vă faceți o imagine de ansamblu, mama, spre deosebire de mine, ea chiar a făcut copiii la tinerețe. La 22 și 24 de ani a devenit mămică, de fată și apoi de băiat. Și sigur, mulți dintre voi ar spune că, domnule, așa erau vremurile, toată lumea făcea treaba asta. Cu toate astea, 24 de ani, 22 de ani, adică o perioadă foarte aglomerată din viața unui om, cum a fost? Cum s-a întâmplat să apar eu, așa? Binecuvântare, nu? Așa, da, te rog, da. Dacă nu mă laud eu. Păi nu, adevărul e că ai fost un copil foarte iubit și chiar dacă ai venit foarte repede în viața noastră, ai fost o mare bucurie. Și mi-amintesc, uite, acum o paranteză. Când eram în maternitate, aveam cameră de alăptat pentru copii. Iartă-mă, te întrerup foarte puțin, ca să fii mai relaxată, pentru că simt că plutește tensiunea încă. Uite la mine, că vorbim noi două. Ai uitat? Cei de acasă sunt doar martori la o discuție intimă. Da. Deci, când, după ce te-am născut, stăteau, era salon de mămici și salon de bebeluși și veneam la ore fixe la alăptat. Și de câte ori veneam la alăptat, să găsea câte o mămică să zică: oh, ce frumoasă e fetița asta, ce frumoasă e fetița asta, cu e? Și când o luam în brațe, când te luam pe tine în brațe, eram foarte mândră că toată lumea se uita la tine și te admira încă de bebeluș. A pus și cu minte, nu? Spune, ai a pus și studioasă, nu? Aia mai târziu, mai târziu. La început n-a fost simplu. Prima noastră noapte în casa în care am locuit și în care ați crescut voi a fost prima noapte după ce te-am externat, după ce ne-am externat noi din spital, din maternitate. Deci, practic, odată cu mine ați început o viață nouă, am propriu, din toate punctele nouă, de vedere. Ați plecat, da, de la părinți, ați luat-o de la capăt, o familie la început de drum, pentru că v-ați căsătorit, da, de tineri, era, da, presiunea asta. Într-un an de zile deja a venit și copilul. Asta voiam să zic, că de fapt, da, atunci era chiar o problemă. Da. Cum v-ați căsătorit atunci anul trecut și n-aveți copii? Da. Deci, la 21 de ani deja ne căsătoream și la 22 de ani deja aveam primul copil. Deci ați avut circa o lună jumate să fiți cam voi doi? Așa, cam două luni. Da. Deci două luni fără mine, așa, după care cioc-cioc. Da. Ok, și ați început, ați plecat. Și sănătoși, nu? Da, exact. Uite, tendința acelor vremuri până la urmă a ajutat din punctul ăsta de vedere, pentru că cred că familiile se întemeiau și se înmulțeau. Nu, membrii mult mai ușor, pentru că voi făceați copii la 20 de ani, nu la 30, da, plus, la noi, obișnuim, da, noi. Și la noi, eu știu, cam până în 25 de ani cam toată lumea se căsătorea. V-am mai spus eu
Tu, când mergeam cu tine, când ați mers la școală, când mergeam cu tine, mă simțeam ca un copil pe lângă ceilalți părinți, dar la fratele tău, care a venit aproape 2 ani jumate, aproape 3 după tine. Ce să mai, vă maturizaseră complet. Da, deja părinții erau cam de o seamă. Cam de seamă. Da. Deci ați avut un avans, practic, am de 2-3 ani. Am avut un pic un avans, da. Da. Și a fost, eu știu, au fost emoții de început pe vremea aia. Nu știu cum își imaginează tinerii din ziua de astăzi că poți să trăiești nici fără, n-aveam nici telefon fix, era blocul nou și n-aveam nimic în prima zi, deci prima noapte am fost și cu tatăl tău acasă, dar a doua zi am rămas singură cu tine acasă. Și n-aveam telefon, n-aveam niciun mijloc de comunicare. Pentru cei care încă nu știu, foarte mari atunci. Da, cred. Da. Pentru cei care încă nu știu, noi am crescut în cartierul Dristor din București, sectorul 3, Inelul Central, cum îmi place mie să-l tachinez pe soțul, da. Acum ne-am mutat mai la periferie. Da. Așa. Acolo era un bloc nou, 85, nu? Același an de fabricație, da, da, da. Cu subsemnata. În iunie am preluat apartamentul și în august, când te-ai născut tu, ne-am mutat. M-ați luat și pe mine pe persoană fizică. Așa. Luat și pe tine, da. Și am venit de la maternitate și spuneai, mă rog, e lesne de înțeles și poate că și cei care ne urmăresc știu că înainte de Revoluție ne lipseau tehnologia, gadgeturile. Și mai mult decât atât, nu se găsea lapte praf la orice colț de stradă, adică bebelușul depindea în totalitate de mamă. Dacă nu aveai lapte la sân, dacă nu puteai să alăptezi erai bebelușul... Erai pe dietă, practic, de la început. Da. Așa. Dacă nu puteai să alăptezi bebelușul, era cam problemă. Da, corect. Da. Foarte greu găseai lapte praf. Râdem și facem haz de lucrurile acestea, pentru că am depășit de foarte mult timp etapa aceea. Și... Așa erau vremurile atunci și nu, vreau să zic că nu mi se părea complicat pentru mine. Toți înțelegeam că asta e situația. Normalitatea, nu? Da, asta e normalitatea, asta era normalitatea și așa trebuia să ne descurcăm. Și cu scutecele cum făceați? Care scutece? Nu știu dacă să intrăm în discuția asta. Da. Așa. N-aveam scutece. Erau scutece păi pânză de finet. Am făcut la oliță de când am venit din maternitate sau cum? Nu, dar exista finet la metraj. Și din astea făceam triunghiuri și dreptunghiuri. Asta e un fel de tifon sau? Nu, e o pânză mai deasă. Okay. Mai deasă și absorbantă și moale, pentru bună pentru pielea copilului. Sensibilă. Și, mă rog, nu, n-am stat foarte mult în scute cu exterior, dar triunghiul acela interior, pe care îl puneam în loc de chiloțel, a mers multă vreme. Și cum făceați? Adică și... să rămână lucrurile curate, dacă mă înțelegi. Cum? Spălam 10 schimburi pe zi. Wow, da. Fierbeam pe aragaz, pentru că era și panica, eu știu, de proaspătă mămică. Până la 9 luni am fiert, am spălat de mână cu săpun de casă. Noroc că aveam rude la țară. Care făceau săpunul. Care făceau săpunul, okay. Da. Le fierbeam în cazan și le limpezeam în 5 ape și le călcam și pe față și pe dos. Da. Și le apretam și le... Nu, nu, fără apret. Făceam sfeștanie, nu? Fără apret, dar călcate și pe față și pe dos. Okay. Și pentru că trebuiau să treacă prin tot procesul ăsta, în primele luni nu vă îmbrăcam decât în alb. Că n-aveam cum să fierb atâtea lucruri colorate. Și când au apărut pantalonașii și oricum pozele de atunci sunt alb-negru, adică când mă îmbrăcai în altă culoare, oricum tot alb sau negru se vedea în poză. Așa. Da. Țin să-ți amintesc pe această cale că în 2018-2019, când s-a născut Namico, primele luni cu Namico, la fel ai făcut tot tu, nu eu. Da, i-ai călcat hainele pe față și pe spate. Păi așa eram obișnuită, noroc, la bebeluș, da. Da. Așa e, de călcat eram responsabilă la călcat, da. A apărut al doilea nepot și, mă rog, am eu o poză de care m-am amuz. Știi că la primul copil întotdeauna lumea face, de exemplu, poze de amintire de alea cu prima lună, știi, floricele, da, da. În dreptul primei luni, da. A doua lună, cu ținută, cu nu știu ce.
La al doilea copil îi lipești, îi lipești un post-it așa pe frunte și scrii 3 luni. Am făcut, da, așa e, că pentru un amico am făcut ca un fel de cearșaf, așa ca un cadran de ceas. Pe unde scot cămașa atunci când poze, o să mă pună copiii. Arătați-mi și mie amintirile din copilărie. Primul copil le are toate magice, frumoase și așa. Al doilea copil, erai tu pe acolo, mă rog. Și la noi s-a întâmplat că toată filozofia asta cu scutecele la fratele tău a durat mai puțin. Vreo 5 luni, cam așa. După aia am trecut pe... Nu le-am mai călcat și pe față și pe dos. Bine, iată, experiența, știi, vine și cu o relaxare, nu? Din toate punctele de vedere. Știi că ți-ai dat seama că nu prea se întâmplă nimic, nici dacă nu faci totul ca la carte. Da, oricum, dai seama că igienizam absolut tot. Și tot ce mâncați și tot ce le fierbeam. Aveam biberonul vostru, aveam tacămurile voastre. Nu s-a atingea nimeni de ele, erau practic ale voastre. Dădeau cu spirit și dau foc.